Salut! Astăzi vă prezint un kit de periferice gaming din partea celor de la SiemStorm. Acest kit este compus din un mouse de gaming SiemStorm Recon, un bungee SiemStorm Scorpion și un mousepad, tot din partea celor de la SiemStorm. Se numește Speed RXL. O să începem cu mouse-ul și mai exact cu softul acestui mouse. Și, intrăm frumos aici și avem acesta este softul. Deci, acesta este gândit pentru o customizare cât mai ușoară a lui. Avem butoane pe partea stânga a mouse-ului și pe partea dreapta a mouse-ului. E gândit pentru ambidextrus. Și aici ne arată fiecare buton ce face. Pe moment, butoanele 5 și 6 sunt la fel ca și butoanele 8 și 9. Se pot modifica, vă arăt imediat, dar întâi să vă prezint în mare acest mouse. Deci acesta este mouse-ul. Este foarte bine realizat pentru persoanele cu mâini un piculeț mai mici. Pentru mine e aproape destul de mare, dar se putea și mai bine. Deci acestea sunt butoanele. Senzorul. Senzorul este un Avrego de 4000 de DPI. Este un senzor optic. Aici sunt profilele, DPI-urile, nivelurile de DPI cu care se poate seta. Jos găsim profilele, uitați profilele, avem profilul Recon, care, așa, avem profilul Recon, care e deja preinstalat, se poate regla direct, fără să stăm să setăm. Și mai avem încă patru profile care putem să le customizăm noi. Eu acum sunt pe profilul 1, să vă arăt ce putem face. Bun. Și aici se poate alege DPI, putem să alegem de la 800, nu se poate mai jos de 800, până la 4000 de DPI. Eu acum am pus așa, 800, 1600, 3200 și 4000 de DPI. Așa. Aici găsim sensibilitatea, putem să facem cât mai sensibil cursorul, după preferințele fiecăruia. Viteza dublu clicului. E bine să fie reglată. Pentru mine, mie îmi place să nu fie nici prea rapidă, că după aceea mă doare capul. Și mai avem timpul de răspuns, de preferat cât mai mic. Acum depinde și de fiecare în parte. Bun, deci acesta este la senzor. Deci, prezentarea senzorului. Bun, avem glowing-ul. Aici putem alege culorile la glowing. Cum este pe roșu. Avem pe totul pe roșu. Vă arăt imediat. Uitați, este roșu. Și mouse-ul. Deci mouse-ul, sigla SiemStorm. Scroll-ul, are și luminițe. Și nu știu dacă se vede, și butoanele de plus și minus de la DPI, acelea două. Bun. Bun. Așa. Bun. Acesta este, în primul și în primul rând, glowing-ul. Bun. Să setăm aici câteva chestii. Deci, punem, hai să punem altă culoare. Punem galben. Pus galben aici, punem aici, hai să punem albastru aici. Adică la butoanele de DPI și LED-ul de la SiemStorm, hai să-l punem mov. Mov. Bun. No apply. Acum ne uităm să vedem ce se întâmplă. Gata. Culorile s-au aranjat. Avem verdele. Ce avem așa? Avem verde. Ce avem așa? Verdele la scroll. Cel albastru de care v-am zis. Și acesta pare a fi mov, dar în cameră se vede mai mult albastru. Nu am destulă lumină, din păcate. Da. Așa, bun. Aici putem customiza noi cum vrem. Putem să punem care să fie mai tare, mai puternic. Uitați, luminozitatea se poate aranja și luminozitatea și tot. Și tot ce trebuie să facem e în puțin tică răbdare și îl setăm pe placul nostru. Poate seta. Așa, o să mai fac eu un mic video doar cu LED-urile, dacă o să doriți. Să vedem cum iese. Așa. Acum lăsăm așa, intrăm la macro. Aici se pot înregistra macro-uri dintr-un joc. De exemplu, sunt mai multe combinații de taste sau chiar și clicuri. Gen World of Warcraft, Sleeping Dogs și altele. Sunt mai multe jocuri care au nevoie de o combinație de taste sau de clicuri sau da, diferite combinații. Aici se aranjează cu macro, deci să pune new.
Aici se dă numele și după aceea se dă înregistrare. Aici avem înregistrare. Acum nu e activ pentru că nu i-am dat nume. După aceea când am terminat înregistrarea, punem stop. Și cam asta e aici. Avem profilele. Putem salva o multitudine de profile. Dacă vrem, de exemplu, ne jucăm pentru un joc, vrem profilul să facem pentru jocul acela. Pentru jocul acela avem profilul, ca să nu stăm să se tentă fiecare dată mouse. Am încărcat profilul și gata treaba. Și aici e suportul. Bun, haideți să vă arăt și de butoane cum să faci. Mergem la Actions. Deci Action Functions. Ne ducem la Default și dăm Advanced. La Advanced vrem butonul nou, acesta. Punem Profil Plus. Să schimbe profilul. Bun, da, ok. S-a schimbat. Uitați. S-a schimbat, e Profil Plus. Bun. Și acum să mergem la butonul 8. La 8 să punem Profil Minus. Deci tot așa, Advanced. Profil Minus. Ok. S-a schimbat. Bun. Perfect. Și acum pot să schimb profilul din butoanele din dreapta. Cum acest mouse este ambidextru, se poate face și cu stânga și cu dreapta, depinde cum vrem să îl folosim sau cum se poate folosi. Aici avem, dacă vrem să înregistrăm macro, la ce viteză și toate cele, se poate înregistra direct pe un buton macro, de aici nu mai trebuie să intrăm în meniu de macro. E mai simplu aici. Așa, și avem și key, adică de exemplu dacă vrem butoanele de dreapta, stânga, acestea de dreapta sau de stânga, oricare, acestea sau acestea, putem să le punem noi. O tastă pe keyboard. Deci, de exemplu, putem să punem, dacă vreau, pot să pun butonul de 8, de exemplu, îl pun să fie space sau enter sau orice altă tastă. Dau OK aici și apăs orice tastă pe tastatură și o preia ca tastă. Foarte interesantă chestia. Bun, bun. Așa. Și cam asta ar fi mica prezentare la soft. Bun. Îl închidem. Și acum să vă prezint cu ce vine acest kit. Deci, este mousepad-ul. Este un mousepad foarte mare. Se și vede aproape cât tot biroul meu. Extrem de mare. Și Scorpion Bungee. Acesta. Este gândit să țină mouse-ul, să nu se agațe. Și e foarte bun pentru gaming, în special FPS-uri. Gen Battlefield 3, Crysis 2, Crysis 3 când o apărea. Și așa, aici este mouse. Acum se vede mai bine, cel puțin LED-ul acesta. Avem, mousepad-ul este destul de gros. E foarte, foarte comod să lucrăm pe el. Și mie unul îmi place. Așa, aici putem vedea, dacă îl duc la lumină, pot vedea butoanele de pe dreapta. Și așa, și aici are soft touch. Iar în partea asta e cauciuc. Foarte plăcut la atingere cauciucul. Și în partea asta alta avem același lucru, tot butoanele, și să ne uităm un picule și din față. În față găsim o formă mai aparte, dar mie îmi place, și scrollul, cum arată. Arată foarte plăcut scrollul și are un feedback chiar bun. Da, se văd amprentele mele, se curăță foarte ușor, are cauciuc, eu am mâinile unsuroase și așa se vede. Da, deci acesta este mouse-ul, micul review, și bineînțeles Scorpion Bungee, uitați cum se umblă la el, tragem de ăsta dacă vrem mai mult fir. Și el aici, uitați, scoate, are un canal care se bagă, și pe canalul ăsta se bagă așa, și mouse-ul și firul stă, nu mai se agață de nimic, nu stăm când vrem să facem ceva, dung, și rămânem cu firul în mână, normal. Da, deci acesta este. Acesta este mai greu ca să, și are și cauciuri ca să nu se miște, deci dacă vrem să tragem de el, uitați, mișc tot biroul și el nu se mișcă. Lucru foarte bine gândit. Piciorușele lui sunt detașabile. Nu stau acum să detașeze, nu, dar se detașează, el se dezmembrează și putem să-l ținem doar cu baza asta. Și pe baza aceasta să stăm dacă nu avem loc. Dacă e, eu știu, cu, depinde. Eu, de exemplu, eu îl folosesc, nu știu dacă se vede, eu aici îl țin de obicei mouse-ul. Acum l-am pus sus pentru că mousepad-ul e prea mare. Și tastatura este aici. Da. Și n-am cum să pun altfel, din păcate. Da, deci aceasta este prezentarea kitului meu de gaming, kitul de periferice gaming. Vă mulțumesc. O zi minunată.